Ponemos león. Circa 80-100 de mililitri. Lăsăm să se încălzească. Punem și ceapa, 400 de grame de ceapă. Amestecăm puțin și acoperim cu un capac. Mai amestecăm din când în când. Acoperim. Acum adăugăm sosul de roșii cu pulpă. Amestecăm. Acoperim și lăsăm câteva minute să fiarbă. Deci am adăugat 400 de grame de sos de roșii cu pulpă. Acum adaug 140 de grame de orez. Amestecăm. Punem și sarea. Sarea o punem după gust. Piper. Adăugăm și frunze de leuștean uscat. Frunze de mărar uscat. Frunze de cimbru. O să punem și un pic de condiment pentru sarmale. Amestecăm bine totul. Punem un pic capacul. Dacă aveți leușteanul, cimbru, mărarul proaspete, le puteți adăuga. Ia uitați, un pic de cimbru proaspăt am să pun, să dea gust. Din când în când noi amestecăm. Ia uitați, până când scade și când nu mai avem zeamă deloc, atunci este gata. O să dăm de pe foc și o să unim carnea. Mai lăsăm încă puțin. Vedeți, umplutura este gata. Acum o să închidem și o să dăm de pe foc. Am dat de pe foc și acum o să adăugăm carne de porc și puțină de vită. Amestec. O unim pe toată aici. Și amestecăm. Aceasta este umplutura pentru sarmale. Acum terminăm de amestecat totul bine. Facem sarmaluțele.
consolita, consolita păstrată în sticluțe. Punem puțin, cam o linguriță, depinde cât de mare este consolița. Și răsucim și închidem cu degetele la capete. Închidem așa frumos. Ia uite-te. Vă zic frumoasă tuturor, pop, pop, la revedere, multă sănătate vă doresc și vă mulțumesc tuturor.